scăpat grăbina. Avem ca principal scop participarea la activitatea mucilor. Pe când aici în București ce făcea nenea? Nu mă dat imagine. Ce făcea nenea? Făcea tot ce putea lua din forța omului. Uneori lucram până la epuizare. Efectiv. Pentru că se spunea că cât că dai mai mult de la tine, cu atât primești mai mult spiritual. Păi și ce dădeau oamenii acolo? Forță, energia. Muncea până nu mai putea. Pentru el? Pentru Vivolan? Păi asta e, că la când se împărțeau roabele muncii, nu mai... Ioghinii nu mai beneficia. Beneficia doar el. El și cu primele 2-3 șaloane de conducători. Aveau cu 3 șaloane mari de conducători, după care veneau șefii de așteptam pe ierarhia 4. Păi și ce însemna roadele muncii? Cu ce stau alegeau ei? Păi hai să-ți văd un... Am muncit foarte mult la o vilă în sectorul 1. În porțiunea aceea bogată, cum să zic așa. Când a fost gata vila, normal trebuia vândută și roadele împărțite. Vila acum este proprietatea unui mare major care era pe atunci și beneficiază doar el de vila respectivă. Pe de altă parte, fetele care mergeau în Japonia și erau, nu pot să spun că erau exploatate sexual, ele de bunăvoie se lăsau exploatate. Dar trimiteau în țară în bar, pe de o parte, când am dat la aeroport, șefele lor le luau bijuteriile, inclusiv cele personale. Dolari și mai aveau, ieri, le dădeau un drink. Am fost martor la o adunare în care o șefă de ashram, foarte intrigată, gri, da, Cutărescu nu vrea să dea lățișorul de ală. Zice că e al ei și nu vrea să-l dea. Cum? Fie dat afară imediat. Și opriți lucrurile. Asta era boala. Și opriți lucrurile, da, și ce făcea? Dacă oprea lucrurile, rămânea, într-adevăr, fără lucruri, dar nu lua cineva nevoie, cineva nevoie, dar practic, fetele la nesfârșit făceau acest lucru, adică chiar și după ce rămâneau fără lucruri, ele continuau să lucreze pentru un guru. Se duceau de câte două ori pe an, mai rula. Se duceau aceleași. Dar unele vreau. Că le rămânea și lor o părticică. Aveau ele, fetelele lor. Și erau minore fetele astea? Nu cred eu că le lăsați să ia cele care erau minore, dar vă dați seama că făceam un contract. Era un contract cu o societate specializată. Păi și cu minorele ce făcea? Le folosea în țară? Erau câteva minore la Șoran, erau și ele minorele. Și erau obligate să joace în filme pentru atunci? Erau obligate, dar ele se înghesuiau. Vroiau să se afișeze. Să se deschidă. Dacă ați ști, am speriat. Erau foarte multe care își doreau cu ardoare să treacă să facă dragoste cu gri. După ce se întorceau dezamăgite. Da. Deci le folosea și pentru el. N-ați auzit? A afirmat cu gurița lui că a făcut dragoste cu 6.000 de femei. Zice el. Dar eu cred că a fost mai mult. Care sunt totul. Am avut colegi de așa, o colegă de așa, nu-i dau numele. Deși aș fi vrut tare nu să-l dau numele. Nu-i dau numele. A primit o funcție importantă, care presupunea prezența ei în asma. A primit funcția, a zis mersi, și a plecat la obor 2. Ce era la obor 2? La obor 2 era o cameră pentru fetele care așteptau cu gri, să facă dragoste.
aveau niște avantaje. Puteau să stau săptămână sau două, fără să lucreze, fără karma yoga. Primeau mâncare foarte bună și multe alimente din astea exotice. Plăcere pentru ea. Și se băteau. Așteptam să se facă loc. Că n-am prea multe loc. Deci cum plăteau? Ce se plăteau? Cu ce-o dragoste? Cu mai puțin. De câte ori aveai chef și... De câte ori aveai... Asta e că nu prea aveai chef. Da, de câte ori aveai chef în asta. Și acum credeți că o să reușiți să obțineți ceva? Dacă aș vrea să obțin ceva cu ardoare, aș vrea ca lumea să afle. Aș vrea să afle cât mai multă lume. Și aș vrea să afle cât mai mult dintre cei care au fost distruși. Mulți au fost distruși de mașinăria asta. Nu vă închipuiți ce dezastru, ce bramă este. Mulți bine au îndemnit. Foarte mulți copii s-au îmbolnăvit de cancer. Culmea ironiei, că el avea niște teorii împotriva cancerului, el vindeca negreșit orice tip de cancer. Și cei mai mulți bolnavi de cancer au fost dintre yoginii, instructorii de Ayurveda și instructorii care spuneau că au această știință de vindecare și cancer. Dumnezeu au vindecat și cancer. Ei ieși și s-au îmbolnăvit. Practic a distrus familia, a distrus vieți. Familia? Distrugerea familiei era o consecință colaterală. Nu putea fi uitat. Era inevitabil. Pentru că era această furie să fii deschis în relații. Trebuie să fii deschis. Adică nu se supără soția dacă mai ai relație și cu altă fată, să nu se supără soțul dacă mai ai relație și cu altă. Că și era acolo. Relațiile deschise. Și s-au destrămat multe familii și... Na, unii spuneau că nu sunt geloși, dar erau fără soția. Iar mulți, foarte mulți instructori de yoga vedeau acest exemplu, că inevitabil de fapt fac. Ei trebuia să fie exemplu și el. Aceste relații deschise. Ce făceau concret la spectacolele alea? Erau... A fost un singur spectacol, n-a fost mai multe. A fost un spectacol de o opulență disgrațioasă. Cheltuieli uriașe. În timp ce noi aveam o porție de hrană cam de 8 lei pe zi, de asta să adunăm la 10 inși ca să putem să ne cumpărăm cartofi și să te facem mâncare. Ei au băgat banii în niște panouri, niște imagini monstruoase. Uriaș. E, dacă nu știți cum a fost spectacolul, puteți solicita pe la Canal 1, pe la B1 TV, pe la... Bun, și în filmulețele astea în care jucau fetele, ce erau? Adică nu erau. De ce făceau ele de bună muie? Erau două tipuri de astfel de scenete ca să vă repet pe dumneavoastră. Unele se referau la concursul de șahtiu. În fiecare vară era un concurs de șahtiu. Și la concursul de șahtiu, ca să aleagă pe cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă și cea mai grozavă, trebuiau să se supună unor probe, unele vizibile și altele mai puțin vizibile, care erau numai pentru ochii lui Gric. Aleagă numai pentru ochii lui Gric. Aveam niște componente din astea grețoase, nu pot să le explic, cumplit de grețoase. Acele scene, care erau așa grețoase, au apărut colaje din scenele și transmise pe filme erotice, filme pornografice și vândute în Occident.
Iar fetele care au văzut așa ceva s-au supărat. După care unele au protestat, altele au mai lucrat și în firme de primăvară. Mai întrebați. Chiar te pot să-mi placă. Cum de totuși fac adepți în continuare? Au metode foarte ingenioase, foarte ingenioase. Curios. Eu am un coleg bine instruit, cultivat, dar ardea și eu de curiozitate să vadă cum e cu yoghinele. Deci, curiozitatea, sexualitatea. Simțit un efect asupra propriei sănătății, asupra propriei dezvoltării? În primul an, evoluția este pozitivă. După care, în următorii ani, apar intervenții de ale instructorilor de ale lui, dăunătoare. Foarte dăunătoare. Bună oară! Eu m-am ferit în anul 7 de tehnicile de respirație. Pentru că nu erau bine predate. Tehnicile de respirație care nu sunt bine predate, pot te ducă la nebunie. Și avem în rândurile noastre mulți oameni care au nebunie. Nu știau, iar săracul grec nu a avut și el un expert care să-l învețe. El a învățat după capul lui. Și și-a mai dat părere. Adoptând un aer dot și el le știe pe toate. Dar a greșit. Cum e totuși așa de adorat de membri? Păi nu prea mai e adorat de membri, că mulți și-au dat seama care e adevărată la lui față. Nu mai este adorat. A fost adorat acum 10 ani. Nu mai este. Ai păstrat legătura cu foștii colegi? Nu mai întâlnesc cu ei, nu-mi doresc. Nu-mi doresc să țin legătura cu ei. Mă mai întâlnesc, discut, vorbim, dar nu vreau să uit. În urma scandalurilor s-a schimbat ceva în modalitatea de funcționare a șramurilor? Bănuiesc că da, că eu am plecat. Bănuiesc că da și spre binele și avantajul celor care locuiesc în așramuri. A dispărut presiunea asta grozavă, că te spun lui Grig că face Grig aia, că dai lui Grig aia. Au început să mai lucreze și pentru ei, da, să câștige. Ce presiuni erau? Te spun lui Grig, ce se întâmpla? Ce făcea Grig dacă... Păi Grig dacă... Greșa... Păi te dădea afară din așram, te pundea zero, îți dădea muncă suplimentară, ca mai la 2 ore, 4 ore, 6 ore suplimentară. Erau niște... Știți că le vom da pe fete zero? Nu știu. Cele care greșeau. Cele care greșeau, da. Adică nu se mai supuneau la ce cerea ei. Acum, greșelile erau și din dinamica programului. Puteai să nu-ți faci asanele, puteai să nu... De program. Sau era o braznică, sau vorbea ceva urât despre maestru. Că unele vorbeau, spuneau că nu le-a plăcut. Și erau, cum se zero. Dar trebuia să alerge unele din ele, să alerge goale, dezbrăcate, noaptea, în jurul blocului. Asta în București? V-a afectat și în mod negativ, adică pe noastră și pe cei care s-au constituit părți civile, ce probleme au declanșat, de ce considerați că v-au afectat, nu știu, viața, cariera? Din ce motiv mi-am constituit părți? Mie mi-a furat niște ani din viață, mi-a promis ceva și nu mi-a dat nici a mea parte. Mi-a promis evoluție spirituală. Păi scuzați-mă, eu în anul 7 a trebuit să repet anul, pentru că n-ajungeam. Nu ajungeam să fac asanele la programul de pentru că m-am grenat în activități productive și nu mai aveam timp și nu vrea să pună și pe altcineva și tot așa. Adică eu am cerut să mă integrez în așramul Obor, să fac asane. Când am neprimat, mă trimite pe șantier. Bun, pe șantier, ei, ce era acolo cu preponderență? Studențe, lei, ce? Erau de toate tipurile, și intelectuali, și... deci formați, și studenți. Dar cine credeți că erau șefi în așa? În primul rând șoferii, în al doilea rând
templari și electricieni. Și în al treilea rând, cei foarte foarte, cei care erau mai vechi. Ăștia conduceau. Ce despăgubirii se cer din ce cunoașteți de la alții dumneavoastră? Vă rog, nu mă filmați. Nu, vă întrebăm după aia. Nu mă filmați. Dar nu merge. Interționată parte.